vreau puterile înapoi. Fetelor, wow, priviți ce nor ciudat am găsit. Nor ciudat de înghețată. Wow. Vreau să-l gust. Atenție, Bruni. Oh, tu nu poți înnota. Vin, vin. Rim. S-o prind timpul. Să pornim timpul. Ești foarte agilă. Mi-aș fi dorit și eu să fiu la fel. Bah, nu ai nevoie. Tu oprești timpul. Mi-aș fi dorit să fiu ca tine. Wow, ce-a fost asta? Norul se topește. Apropo, Tina spunea să nu ne jucăm cu norii. Au puteri magice. Da, poveștile tine. Noapte bună, Rim. Sper să visez în curcubeu trambulină. Aleiup! Nu este nimic ca patul meu. Bună dimineața, Bru! Rim, ha! Părul meu roz și vocea? Asta nu este casa mea! Asta nu sunt eu! Corpul meu s-a schimbat cu al lui Trini! Unde mi-e corpul? Este Bruni. Tina! Este oribil! Eu sunt Bruni și eu sunt Dreamy. Nu este posibil. Cum ați schimbat corpurile? Și cum de nu am văzut? I-am spus ieri că vreau să fiu ca ea. Și eu ca ea. Doar spunând vreau să fiu ca tine? Ei bine, atunci vreau să fiu o pernă. Au înghețat un nor? V-am spus să nu vă jucați cu norii. Au puteri magice. O să investighez. Oh, și până atunci va trebui să trăim în corpul celuilalt. Bună. Poftim, Dreamy. Știu că îți plac covrigi. Hei, nu. Dreamy sunt eu. Nu mă crezi? Uite-te la asta. Covrigi de înghețată. Mi-am pierdut și puterile de a face înghețată. Sunt ai mei. Deci pot să fac singură? Oh, este una micuță. N-am nicio idee ce se întâmplă. Am oprit timpul pentru o secundă. Avem multe de învățat. Haide! Ha? Ce s-a întâmplat? Stai puțin. Și covrigii mei? Auch! 6, 7, 8, 9. Și 10. Te-am găsit. A fost foarte ușor. Bruni, ești bine? Nu sunt Bruni, sunt Dreamy. Și acest corp neîndemânatic este al lui Bruni. Corpul meu face asta? Wow, minunat! Obișnuiam să fac... Ador să fiu agilă! Hei, fetelor! Știu cum vă puteți recapăta corpurile. Trebuie să stați sub nor. Vă țineți de mână și spuneți: fiecare fantasy aparține corpului ei. Și așa trebuie să fie zilnic. Super! Vreau înapoi în corpul meu. Dar îmi pare rău, Dream. Nu vreau să fiu nepricepută iarăși. Bruni, stai! Trebuie să vorbesc cu tine. Auci! Wow, aproape ai căzut. Poftim, niște înghețată. Te face să te simți mai bine. Te rog, Bruni, dă-mi corpul înapoi. Ok, o să ți-l dau înapoi. Sunt obișnuită să fiu nepricepută. Iartă-mă că am fost egoistă. Îmi place așa cum ești. Cea mai bună prietenă din lume. Fiecare fantasy aparține corpului ei. Și așa trebuie să fie zilnic. Wow! Chiar sunt eu. Mi-ai lipsit foarte mult și mie. Fantasy Magic Team! Wow! Ha? Yupi! Wow! Mi-ar plăcea să fiu ca tine. Cry, baby, cry, baby, smile.
Priviți, aproape-am prins-o! Da, da, aproape. Gigi, super aruncare! Prinde-o! Nu râde! Nu am fost eu. Îți arăt eu ție. Cine este? Ce costum frumos are! Și are și coroniță. Nu atingeți, este o fantasy. O ce? Am citit despre ele într-o carte. Știu totul despre muntele fantasy. Ha, 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 tu chiar ești fantastică. Ouch! Săraca de ea. Haideți, să o ducem la mine acasă. Ajunge pentru moment. Trebuie să accepți. Nu pot zbura. Hei, învăț. Dar la ce sunt cu adevărat bună? Să opresc timpul. Ha-ha, să oprești timpul? Ce mai putere. Asta este putere. Este chiar bună. Haide, trebuie să o găsim pe Sally. O să te duc eu înapoi. Unde sunt? Ești în Veli. Dar tu cine ești? Sunt Feli. De unde ai venit tu? Din muntele fantasy, prin portal. O, Doamne, chiar s-a lovit la cap. Nu știe ce vorbește. Nu, are dreptate. Este o fantasy. Deci ai puteri? Poți să zbori? Să se dispari? Chiar există un tobogan din nori? Am găsit-o, liniștită ca de obicei. Haide, să mergem! Wow! Nu, stai! Feli, cum pot ajunge la munte? Prin portal. Caută inimioara cu aripioare. Nu vă fi întotdeauna la vedere. Bate din palme de 3 ori, puneți mâinile deasupra capului, apoi pe șolduri, sari în față, sari în spate. Cu cât te miști mai repede, cu atât mai repede se va deschide. Și rostește. Un pas aici, unul acolo. Și portalul către fantasy se va deschide. Wow! Este adevărat! Mă credeți acum? Să mergem către muntele fantasy! Dar cum o să găsim portalul? Vine imediat. Trebuie să-mi iau lucrurile. Toboganul din nori. Privește! Papionul tău. Este un diamant. Imaginit. Avem un safir. Este invizibil. Yay! Ia zboară. Îți mulțumesc că ai avut grijă de mine. Înghețată cu multe arome. Vizda
așa de cald. De ce nu veniți aici? Este foarte răcoritor. Nouă nu ne este cald niciodată. Norii noștri ne păstrează răcoare. Am o idee pentru voi ca să vă răcoriți. Grăbește-te! Creierul meu începe să se prăjească. Wow! Brioșa mea este o înghețată. Cărciorul meu! Nu! Nu este delicios? Da! Înghețatele tale sunt foarte ciudate. În muntele fantasy, mereu mâncăm lucruri înghețate. Le plac foarte mult. A mea este delicioasă. Lasă-mă să încerc. E super dulce. Desigur, are gustul brioșelor. Ei bine, aș prefera să aibă gustul lucrurilor. De ce nu combinăm brioșele mele cu înghețata ta? Am făcut o gustare. Dacă le combinăm cu aceste obiecte, o să obținem înghețatele care ne plac. Îmi plac ideile tale. Pălărie și capșuni. Pălărișiună. Ciocolată și biberon. Ciocoberon. Balon și vanilie. Balonilie. Aceste arome sunt foarte originale. Și te răcoresc imediat. O să o numesc fuziunea fantasy. Haideți! Noi o să pregătim înghețatele și tu le vei împărți. Te rog, adu-mi una la mine acasă. Și la mine una. Și la mine. Să vedem cum o să le livrez pe toate. Am o surpriză pentru tine, Connie. Ok, te poți uita acum. Da! Am făcut câteva modificări căruciorului tău. Acum poți livra înghețata. Da! Înghețată la viteză maximă! Este foarte distractiv să faci înghețată! Înghețată gustoasă! Papuc Nili pentru mine! Să vedem ce gust are cu tobă! Ei bine, o să fac o înghețată cu... cu asta! Ce distractiv! Înghețată! 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 Asta nu este aroma pe care ți-am cerut-o. Poți să faci mai multă? O porție triplă. Îmi e cald. Connie, când este înghețata gata? Atenție, fetelor! Avem... Ha? Dar ce s-a întâmplat aici? Păi, am rămas fără lucruri. Priviți! A mai rămas acest friz. Nu fugiți! Am nevoie de acel frisbee. Veniți înapoi! Bebelușii vor mai mult înghețată. Ești bine? Ce s-a întâmplat cu Connie? Am obosit-o cerându-i înghețată. Connie a fost bună cu noi, trebuie să o ajutăm. Să-i facem o surpriză. Ne veți ajuta? Să folosim obiectele noastre preferate și fuziunea fantasy. Transformați-le în înghețată! Wow! Ce de culori! Este foarte mare! Connie, este pentru tine, pentru că ești o prietenă așa de bună! Este cea mai răcoritoare înghețată din lume! Magic Cheer! Este un stand de înghețată cu autoservire! Cum de nu m-am gândit la asta? Cele cu gust de lucruri îmi plac mai mult.